Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava a anunțat deschiderea camerei de audieri pentru minori la Centrul de Primire Minori în regim de urgență. Această inițiativă a apărut în contextul în care județul Suceava nu dispunea de o astfel de cameră și necesitatea ei a fost dovedită de practica terapeutică cu minori care au fost victime sau martori ai abuzului sexual de-a lungul anilor. Propunerea înființării camerei a fost făcută la sfârșitul anului 2022 de către Asociația Institutul Bucovina Suceava în parteneriat cu CADO București. Aceste organizații au oferit sprijinul necesar Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava și a pus la dispoziție spațiul necesar în locația Centrului de Primire Minori în regim de urgență Suceava, situat pe strada Dragoș Vodă numărul 10. Finanțarea proiectului a fost acoperită integral din cadrul acestui program. Camera de audiere a copilului a fost creată în condiții special amenajate, având ca scop oferirea unui mediu prietenos și prevenirea unei noi traume asupra copilului care a fost victimă sau martor al abuzului sau a exploatării sexuale. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava transmite mulțumiri tuturor celor implicați și consideră că acesta este un pas mic, dar deosebit de important în asigurarea respectării intimității fiecărui copil care a suferit deja o traumă ce va avea un impact asupra vieții sale.